Ciclul de viață al bancnotelor euro. În fiecare an, Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale din zona euro stabilesc necesarul de bancnote pentru a satisface cererea din partea publicului și a înlocui bancnotele necorespunzătoare. Băncile centrale naționale produc apoi bancnotele. Acestea sunt supuse unor controle stricte de calitate înainte de a fi transportate la băncile comerciale. Fiecare bancă ar trebui să dețină un volum suficient de bancnote pentru clienții săi, care retrag bancnotele și le folosesc pentru cumpărături. Când primește bancnote, un magazin ar trebui să verifice dacă sunt autentice. La rândul lor, clienții primesc restul la casă în bancnote. Înainte de a le accepta, aceștia pot verifica ușor bancnotele prin metoda atinge, privește, înclină. Bancnotele circulă între magazine, clienți și bănci. Bancnotele care se murdăresc sau se uzează sunt returnate băncilor centrale naționale, unde se verifică cu atenție autenticitatea și starea acestora. Bancnotele necorespunzătoare sunt distruse și înlocuite. Bancnotele corespunzătoare sunt repuse în circulație. Acest lucru se poate întâmpla de mai multe ori dacă bancnotele rămân în stare bună. Și ciclul se reia. Euro, moneda noastră.